Dragi prieteni, bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să ne întâlnim la Elephant Fest și mă bucur foarte mult că editura Litera mi-a dat posibilitatea să fac un interviu cu un prieten drag care scrie lucruri foarte, foarte frumoase pe multe dintre ele, dintre aceste lucruri. Le-ați regăsit deja în cărțile lui pe care le-ați citit, pe altele o să le citiți în cea mai nouă carte a lui, cu siguranță o să vă impresioneze dacă nu v-a impresionat deja. Pe parcursul interviului o să vă povestesc cum am avut o discuție într-o librărie cu o doamnă care a plecat de acolo cu cartea lui în mână, i-aș căuta o carte, am dus-o la raft, i-am zis despre ce carte e vorba. E? Invitatul meu este nimeni altul decât Igor Bergler, scriitorul Igor Bergler. Bine te-am găsit, Igor. Mă bucur că ai acceptat discuția cu mine. Bine te-am găsit și eu, Lavinia. Mulțumesc că mă interlocutorez, să zic. Iar cartea cea mai nouă... O conversație mai agreabilă decât cu Lavinia. Mulțumesc frumos și cartea ta, cea mai nouă carte. Așa. Despre care trebuie să le spun celor care ne urmăresc, este Minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări, nășii arată Igor. Da. Igor, câte cărți ai semnat tu? Câte autografe ai dat tu de când 20 a... 20.000 până acum. Cât? Vreo 20.000. 20.000 de când a văzut lumina tiparului, cum se spune, cartea ta. Au fost 16.854 sau 64 de precomenzi. Deci pe alea le-am semnat pe toate și între timp au mai fost niște site-uri care au vrut să facă niște campanii pentru cărți cu autograf și am mai semnat restul până la 20 de ani. Am avut... Da, s-au avut mult mai multe, adică astea s-au dat așa, doar la precum. Repede. Am avut onoarea să citesc în manuscris această carte. Dar se spune manuscris când o citești înainte de a fi tipărită? Cum se spune? Nu ai citit-o înainte de a fi tipărită, ai citit-o înainte de a fi corectată. Deci a fost manuscris pe bune. Deci a fost manuscris, dar era scris... De a fi editată, da. Eu ziceam că nu mai e scrisă de mână, cum erau mai de mult cărțile, era scrisă pe calculator, dar hai, putem să-i spunem manuscris, că sună frumos. Da, calculator scris. Calculator scris. Uite, eu știu, dar vreau să știe și cei care ne urmăresc. De unde ți-a venit ideea să scrii cartea asta? Cum ți-a venit ideea să scrii Minciuna lui Michelangelo și titlul? Cum de te-ai gândit să-l pui în felul ăsta? Of, am mai răspuns la asta, nu știu cum îmi vin ideile. Păi da, dar am zis că cei care ne urmăresc nu știu ce ai mai răspuns, da, nu? Da, nu știm de unde ne vin ideile. Cel puțin eu nu știu, pur și simplu vin și pleacă. Unul dintre ele le prins din zbor și pe alea le ieși, le bagi în cărți. Dar nu știu cum. Căutam ceva și am zis că, uite, trebuie să scrie cineva și despre creștinism și despre istoria lui reală și ca atare... Am documentat așa la viteză, la turație maximă, un timp destul de lung și am produs cartea asta, care se pare că a ieșit bine. Că lumea... Cât timp a durat să o scrii? Din păcate, asta a durat foarte mult. 3 ani am lucrat la ea, de când am terminat 6 povești cu dragi. Și era programată să apară mult mai devreme, dar COVID-ul... Accidente de altă natură au împiedicat, zic, apariția ei, au împiedicat ca ea să apară când era programată cu 2 ani în urmă și apoi cu 1 an în urmă. Așa că până la urmă sunt 3 ani de la Drac și 4 ani de la cartea anterioară din seria Charles Baker, care e Testamentul lui Abraham. Pentru cei care nu au ajuns la toate cărțile tale, trebuie să le spunem că ai început cu Biblia pierdută, ai amuțit pe toată lumea cu Biblia pierdută, ai șocat pe toată lumea cu Biblia, după care ai mers spre Testamentul lui Abraham, 6 povești cu drag și uite, am ajuns la Minciuna lui Michelangelo. Să le spun și celor care nu știu povestea, cum am reușit să te cunosc. Eu am citit cartea, că întâi am citit cartea ta, Biblia pierdută, și am zis că sigur e un autor așa de vreo 80 de ani, stă în Statele Unite, nu știu dacă o să ajung să dau de el. Și producătorul meu de la acel moment, de la televiziunea unde lucram, a zis, dar eu îl cunosc pe Igor, e prieten cu mine pe Facebook. Și zic, tu ai așa prieten? Da, dar e român, nu se poate.
Ba da. Ei, și l-am găsit pe Igor și am descoperit că nu e nici de 85 de ani, nu stă nici în Statele Unite, e român. Suntem cam de o... Pentru prima e bine, da? Pentru a doua nu e așa. Așa? Și lasă, lasă. Și stă cu mine pe stradă, adică... Despre și ce cu tine pe stradă, da, așa e. Și... Nu o să zicem pe ce stradă e aia, da. Nu mai zicem pe ce stradă, dar spunem că întotdeauna mi-a fost drag să-ți citesc cărțile și să-i conving pe cât mai mulți că trebuie să le citească. E foarte important să le citească. Uite, acum 2 săptămâni eram într-o librărie aproape de Piața Dorobanți. A venit o doamnă, voia să cumpere o carte pentru o prietenă de-a ei și nu știa ce carte să cumpere. Și am zis, doamnă, veniți, vă rog. Și am explicat despre minciuna lui Michelangelo și despre cărțile. Și doamnele din librărie întâi au venit că voiau să, probabil să îi indice cartea, era acolo foarte frumos expusă, și s-au oprit și au zis, nu, doamna știe mult mai bine decât noi. Eu eram cea care știa mult mai bine decât ele lucruri despre carte, despre autor. Și a plecat doamna care voia să cumpere un cadou cu 2 cărți și a luat una și ei, să știi. Bun. Ai comision pentru 2 cărți. Da. Adică asta înseamnă că va trebui să mai dai interviuri. Da, asta e comisionul pe care mi-l doresc. Cu drag. Spune-mi, ce ar trebui să ne pună pe gânduri după ce citim cartea asta? La ce să medităm după ce citim minciuna lui Michelangelo? La nimic. Nu trebuie să medităm. Nu, trebuie să citim cartea și să vedem dacă ne place în primul rând și în al doilea rând dacă învățăm ceva din ea. Asta e. Și eventual dacă ne schimbă, dacă reușim să avem puterea să ne eliberăm de prejudecățile cu care am pornit citind-o și să fim dispuși măcar să luăm în considerare și alte păreri decât ale noastre. Te-ai avut un mare curaj. La noastre cu condiția să le cântărim, să cântărim și argumentele din partea cealaltă. Până acum s-a întâmplat. Nu cred că toată lumea care a citit-o până acum și și-a exprimat entuziasmul față de ea era de părerea acelor lucrurilor, sau cum, era de acord cu lucrurile care sunt exprimate în cartea asta. Tu ai avut un mare curaj când ai pus în gura personajelor tale, știi, niște lucruri legate de Isus, niște întrebări legate de existența Lui, niște chestiuni pe care nu mulți au curajul să le rostească. Uite, personajele tale le rostesc. Se contrazic, dar în felul acesta poate să iasă la lumină niște lucruri pe care până acum nimeni n-a vrut să le spună. Da, din dinamica părerilor contradictorii iese adevărul întotdeauna. Deci, dar nu-i mare curaj. Mie mi se pare foarte mare. În România. E o temă care se discută foarte mult în Occident, deja de vreo 30 de ani, tema e foarte fierbinte și e corect că am pus în gura personajelor mele, dar doar parțial, pentru că cele 2 personaje secundare principale, ca să le zic așa, cele mai importante personaje secundare din carte, sunt construite după 2 intelectuali celebri în lume. Unul este Bart Ehrman, un autor de bestseller și care este unul dintre cei mai mari specialiști în criticism biblic. Și celălalt este Richard Carrier, și el doctor în istorie. Și cei doi se situează pe 2 tabere diferite în lume. Unul aduce argumente în favoarea existenței istorice a lui Isus, celălalt spune că n-a existat nici măcar personajul. Sigur, niciunul dintre ei nu-și pune problema că mitul ar fi real, adică toate baspele astea în care credem. Dar și eu, un conflict continuu între cei doi, deși Bart Ehrman cumva pare că nu cedează din rațiuni mai mult practice decât de convingere, pentru că toate argumentele lui duc în același loc, înspre părerea lui Carrier.
deși ei sunt într-un conflict serios și deschis, eu i-am făcut frați aici. Și mai mult, atât profesorul Herman, cât și Carrier știu că sunt personaje în cartea mea. Eu am corespondat cu ei Ce frumos. Pe Facebook și pe e-mail. Așa? Le-am cerut unele lămuriri în privința lucrurilor pe care le spun acolo unde aveam dubii, ca să nu le pun în gură. Sigur, nu sunt integral, persoanele nu sunt integral construite după ei, dar au o mare pondere. Chiar în fiecare dintre ei am mai pus și alte personaje reale. Mă refer la ideile pe care le vehiculează și la demonstrațiile pe care le fac. Dar, în general, tot ce le pun în gură, sigur, mai puțin povestea cu thrillerul, cu acțiunea, dar în sensul ăsta istoric, este luat din cărțile lor, din aparițiile lor publice, din conferințe, din înfruntările pe care le au cu cei care sunt de altă părere. America e un spațiu în care dezbaterile sunt foarte vii, se petrec în mari universități cu sări arhipline și ar trebui să învățăm asta. La noi nu se dezbate tema asta. În sensul ăsta, la noi poate că e un curaj să spui lucrurile astea, deși să nu se creadă că e un atac la creștinism cartea asta, în niciun fel. Nu. Nu vorba. E vorba despre originele lui și despre cum credem sau cum cred ei și prin urmare personajele mele că a început istoria aceste religii și cum a continuat. E interesant, dar e un thriller, nu e o carte istorică. Deci, sigur că da. Acțiunea se petrece astăzi și... Cum are și elemente fantastice. Da. Unde te-ai gândit tu să aduci elementele fantastice? Că nu... Biluțele alea, lumină, mica, pisica. Viața noastră e plină de elemente fantastice. Chiar mai mult fantastice decât științifice. Așa. Se vede în zile. Cum te-ai gândit? Am zis, wow, deci și așa ceva? Ce? Biluțe? Nu. Cum te-ai gândit să aduci elementul fantastic în carte? În toate cărțile mele există așa un pic care nu-i dus niciodată până la capăt. Unii îmi reproșează asta, unii zic că decât să-l fi pus atât de puțin, mai bine nu-l puneai deloc și era mai bine. Charles Baker, ești tu? Nu sunt eu. Scrie la finalul cărții, chiar așa să-și încheie, nu cartea, ci sunt niște note de final. Eu nu sunt Madame Bovary, am înțeles. Unde spun foarte clar, sub desfire de Flaubert, autorul acestei cărți nu este doamna Bovary și cu atât mai puțin Charles Baker. Deci nu sunt Charles Baker, sigur are ceva din mine, dar au și alte personaje ceva din mine, nu. Nu, știu că lumea vrea să... Nu fumezi Rabuc? Nu. Nu, așa. Nu fumez trabuc și nu beau. Charles Baker ăsta cam se dă la băuturi fine și scumpe, eu nu mă dedă. Dar îți plac castanele? Da. Coapte? Da, nu atât de... Nu în halul în care îi plac preotului Ermano fratelui, nu? Ermano e frate. A fost ceva ce te-a determinat să vii cu tema asta a castanelor coapte? E o șmecherie narrativă, avem nevoie de ele ca să le recunoaștem pe parcurs, nu? Prin ele se recunoaște criminalul sau oamenii. Da, da, da. Urmele lăsate la locurile crimelor sunt relevante din punctul de vedere, așa că în Italia se mănâncă multe castane coapte, e o țară de tradiție. Da, toamna, iarna, exact. Da. Și aici avem și un castan celebru, care e cel mai mare castan din lume. Are diametru, se numea castan. În Roma? Unde e? Nu, e în Sicilia. E. Ah. Se numea castanul, de fapt nu e în Sicilia, cred că e lângă Napoli. Da. Mm-hmm. Se numea castanul celor 100 de cavaleri, pentru că... 100 de cavaleri îl puteau îmbrățișa? Nu, s-au fost adăpostiți de o furtună odată. E o legendă că 100 de cavaleri ai reginei au fost feriți de o furtună sau adăpostiți sub frunzele foarte bogate ale acestui copac gigantic, care există și astăzi copacul ăsta. E unul dintre cele mai vechi din Europa. Sigur e cel mai vechi castan, dar e unul dintre cei mai vechi copaci din Europa. Spune-mi, Igor, cum de te-ai gândit să vii cu... atâtea elemente de natură culinară în această carte, parcă mai mult decât în celelalte, sau nu știu, așa mi s-a părut mie.
Da, mănâncă lumea mult. Da, poate așa, în perioada asta a pandemiei, cu toții ne-am apucat să gătim, să descoperim noi și noi rețete. Și... A fost și în testamentul lui Abraham un ospăț. Da, da, așa roman, e. Roman care e fascinant, după părerea mea, unul dintre cele mai... Unele dintre cele mai suculente pagini pe care le-am scris sunt acolo, sunt despre mâncare, despre cum se mânca în Roma antică și Grecia antică, ceea ce e foarte interesant. Aici am continuat ospățul lui Trimachio, care e din din Satiriconul lui Petronius, chiar e o scenă întreagă care se petrece imitând acest celebru dezmăț culinar roman. Și da, mai sunt niște, dar asta ți-a dat un pic și încheie parodică, pentru că știm că astăzi o parte foarte importantă din cultura noastră e gătitul și emisiunile astea de televiziune și cărțile de gătit, și care sunt, fără îndoială, fac parte din cultura omului modern, dar ce nu știi lumea e că le făceau parte și din cultura omului antic, pentru că nu știu dacă știți care au fost cele mai, care erau bestsellerurile Imperiului Roman, de exemplu, sau ale Greciei antice. Nu erau, cum am putea crede, cărți de Aristotel și așa. Platon și așa mai departe, care erau obligatorii la școală și de aia le cumpăra lumea. Librăriile, cum erau atunci, copiate, nu? Cărțile erau copiate, nu erau tipărite. Vindeau cel mai bine cărți de dezvoltare personală, ca și astăzi, și cărți de bucate. Da, cărți de dezvoltare personală, ce puteau să conțină atunci cărțile astea? Adică, oamenii educați aveau nevoie, de exemplu, de un mecena, de un om care să-i sprijine să scrie mai departe, să gândească, să filozofeze. Și atunci era învățat cum să scrii în așa fel lucrarea, încât pe cine să-l auzi, cum să mergi să ceri bani ca să fii sprijinit și așa mai departe. Erau cărți care te ajutau să dezvolți ca să devii un judecător sau un avocat sau un om integru. Erau cărți care te ajutau să înțelegi cum poți să fii un mare sportiv. Ca și atunci, majoritatea celor care scriau erau escroci care n-au avut succes în niciunul dintre domeniile astea. Și astăzi, cele mai vândute cărți, cum să te îmbogățești, sunt scrise de oameni care n-au făcut niciodată niciun ban. Dar iată că l-au făcut cu cărțile astea, tocmai da. I-au învățat pe alții că ei, nefiind bogați, au devenit bogați după ce toți ăștia le-au cumpărat cărțile. Cam așa se întâmpla și în antichitate. Deci, cartea de dezvoltare personală e o prezență de când există scrisul. Am senzație că și pe tablițele de legi din Sumer erau elemente de soiul ăsta. Deci asta a fost preocuparea. Deci omul modern nu e atât de diferit de cel de acum 2000 de ani. Da? Și atunci, printre ele, cărțile de bucate aveau un loc greu. Astăzi nu prea mai cumpără și nu mai cumpără. Deși Jamie Oliver și mai sunt Ainsley Harriet și sunt o grămadă, Burdoin și nu știu care, se vând bine, dar... Așa că mâncarea e un element important din cultura noastră. Vedeți că nu este o televiziune care să n-aibă o rubrică de mâncare zilnică, de gătit. Sigur, ce se gătește pe televiziune, asta e o catastrofă. Câteodată mă întreb de ce ni le arată, pentru că arată atât de mâncarea încât... Da. Asta e unul dintre motive, sigur. Eu și o intenție politică, și unde se dezleagă limbile mai bine decât la un ospăț relaxat cu foarte mult vin, cum beau ăștia, bună. Ai gândit să scrii o carte de bucate? Nu, dar nu știu să gătesc și nu. Nu, v-am zis. Acolo e parodic, nu luați în serios. Nu, nu dau rețete, dar nu luați în serios ce am scris acolo, pentru că s-ar putea să nu vă iasă. Deci, da. Spune-mi, un text ca să putem discuta relaxat despre asta e vorba. Luând la rând cărțile pe care le-ai scris tu, este una care ți este mai dragă? Nu. Nu, toate sunt la fel de dragi. Tu ai doi copii, e unul care ți-e mai drag? Corect. Nu, nici vorbă. Nu. Nu. Așa este. Dragi în mod egal. Deși nu sunt persoane, nu relaționez cu cărțile ca și când ar fi persoane, deci îmi plac toate, în măsura în care îmi plac, nu știu că nu le mai citesc după aia. Deci le-am scris și la revedere. Spune-mi, asta pentru cei care n-au mai auzit până acum discuțiile noastre, cum ai început tu să scrii? Și cum de te-ai gândit să scrii o carte
care să fie de la bun început un bestseller, cum se zice. Păi da, am mai povestit asta. Eram într-un fel de... Da, dar poate unii n-au auzit discuția. Eram într-un fel de criză a vârstei de mijloc, așa, la 44 de ani. Și aveam o agenție de publicitate care avea un oarecare succes, dar nu eram deloc mulțumit de mine, așa, în postura aia de amploiat la propria mea firmă și la dispoziția unor clienți cu foarte multe toane tot timpul și care nu uitau niciodată să se amintească că treci din banii lor, deci trebuie să te comporți într-un anume fel și să le înghezi toate prostiile. Asta e adevărul. Dar, sigur, așa funcționează lumea. Clientul nostru este stăpânul nostru. Și m-am tot gândit ce să fac până când într-o noapte am fost la o petrecere unde muzica era atât de tare încât nu puteai vorbi nimic cu nimeni și vreo 6 ore cât am stat acolo mi-am făcut tot planul. Mi-a venit ideea asta, zic, ia să scriem noi un bestseller mondial. Și m-am gândit, hai să luăm pentru început, pentru prima carte, nu? Pentru acest bestseller, să luăm un personaj celebru, ficțional. Și atunci mi-au venit în cap 3 personaje despre care s-a scris cel mai mult. Unul e Iisus, unul e Sherlock Holmes și unul e Dracula, nu? Astea sunt personajele despre care s-au scris cele mai multe ficțiuni, opere de ficțiune. Și am zis pe Iisus nu le iau, că e un subiect sensibil, nici nu mă pricep foarte tare. Iată că am revenit la el trei cărți mai târziu. Sherlock Holmes nu e al nostru, ce am zis de Dracula al nostru funcționează și ca marketing pentru străinătate. Cine să știe mai bine povestea reală a lui Dracula decât unul care a crescut la umbra castelului său, nu fel pe ăsta. Și uite așa, și mi-am făcut un plan în 10 pași, cum să abordez, ce să cercetez, cum să-mi găsesc editura, cum să-mi găsesc traducător, cum să-mi găsesc agența străinătate, care e cel mai greu lucru, cum să fac din ea un bestseller întâi aici, apoi un bestseller afară. Până acum sunt pe la punctul 9, încă n-am ajuns la punctul 10, nici cu Biblia pierdută, dar am făcut 9. Punctul 10 fiind? Punctul 10 fiind bestseller în limba engleză. Aha. Și ecranizarea lui? Și ecranizarea lui unde intră? Și acolo, ăla nu e un punct. Nu? Și acolo nu. Aha. Și acolo un loc pe New York Times of Bestsellers. Lista de bestseller New York Times, acolo ți-o să ajungi pe locul 10, nu pe primul. Să ajungi pe lista aia. Ăla e punctul 10 și vârful. După aia, dacă s-o și ecranizat, dacă ajung acolo, cărțile de regulă se ecranizează. Știi că Michelangelo ar fi spus că problema noastră nu este că țintim sus și nu reușim, ci că țintim jos și reușim. Nu, nu, tu țintești sus. Asta îmi place. Da, într-un fel destul de dus cu capul. Când am povestit... Lasă, așa trebuie. Pavel Șușară, care a fost unul dintre primii care i-am povestit, i-am zis ideea asta mea, a zis că e atât de sărită pe fix încât o să-ți iasă. Deci, într-un fel a fost, cum să zic, un fel de pitie, așa. A prevăzut succesul ăsta. Și da, e și trebuie să țintești sus, da. Era o vorbă din asta cam vulgară așa din popor care zice că dacă o să visezi să-ți iei dacie, nu o să-ți iei decât căruță. Dacă visezi să-ți iei Mercedes, poate să-ți cumperi dacie. Doamne, că tu visezi un OZN. Să le muncești și să nu să furi ca să le iei, că atunci nu mai funcționează. Da. Deci da, e bine să țintești sus și orice autor face asta, nu există autor care să creadă despre el că e prost sau nu are talent. Chiar și cei care sunt proști și nu au talent gândesc asta, pentru că altminteri nu se poate. Și atunci, dintre tot, noi toți ăștia care credem asta, câte unul ieși și iese. Nu e numai de talent. Ține și de lucruri multiple. Astăzi trebuie să știi și marketing bine, ca să vinzi, nu numai ieși. Și în America, de exemplu, dacă o să vedeți autorii care apar, își promovează singur cărțile. Numai în România, autor crede că el trebuie să stea cu picioarele pe masă și editura trebuie să facă totul. Uite că nu fac și atunci suntem nemulțumiți și ne plângem. Deci, eu cred că asta funcționează și pentru alți autori tineri care vor să apară și să învețe că, în primul rând, trebuie să învețe să-și promoveze cărțile. Sigur, să le fi scris înainte. Sau ai anticipat o întrebare de-a mea. Asta ar fi fost. Ce sfat le-ai da celor tineri care vor și ei să scriu frumos și vor și ei să aibă cărți de succes? Da. Eu nu dau sfaturi că nu... Nu, știu că nu vrei să dai sfaturi. Pot să împărtășesc din experiența mea și să zic ce cred eu că trebuie făcut, dar niciun caz sfaturi. Adică nu mă ascultați...
Și s-ar putea ca rețetă, ca felul în care am ajuns eu să scriu cărțile astea, să am succes, să nu funcționeze pentru nimeni altcineva, doar pentru mine. Dar ceva logică există în asta, trebuie să învățați marketing și să vă promovați singuri până când o să ajungă cineva să vă bage în seamă și să vă promoveze. Da. Asta e tot ce pot să le spun. Scrieți, credeți în ce scrieți și luptați-vă ca lumea să vă bage în seamă, pentru că nimeni nu o să vă bage în seamă doar pentru că sunteți cine sunteți. Da. Spune-mi, de unde este, cum să zic, nu pot să-i neapărat o prietenie așa de la distanță, dar de unde e simpatia asta a ta pentru Umberto Eco? Pentru că ai o simpatie pentru el, nu-mi spune că nu e așa. Da, intelectualul meu preferat. Ah, iată. Dintre toți intelectualii pe care cu care am fost măcar o parte din viața contemporan, ca să zic așa, este intelectualul meu ultra preferat. Nu neapărat scriitorul meu preferat, ci intelectualul. Pentru că era de o inteligență absolut incredibilă, în primul rând, în al doilea rând era de o cultură enciclopedică vastă și în al treilea rând, și cel mai important, era toate astea cu asupra de umor. Ori, dacă e un lucru care mă enervează și pe care nu suport ca să folosesc așa lucruri mari, sunt oamenii lipsiți de umor. Ăștia nu-i înțeleg și mi-e frică de ei. Adică orice om care se ia prea în serios pe mine mă sperie îngrozitor. De asta mă sperie toți politicienii extremiști, nu pentru că bat câmpii și zic cretineri, ci pentru că nu au umor. De asta mă enervează și sfinții aia prinde varice, așa cum îi vedea Caravaggio, pentru că sunt lipsiți de umor. Mie mi-e frică și Umberto Eco are o carte despre asta, numele Trandafirului, în care criminalul, nu? Care e Jorge și care e modelat după Borges, cum bine se știe, orb, omoară lumea care vrea să citească o carte a lui Aristotel, care a dispărut, o carte despre râs. Ori exact despre asta e vorba. Oamenii n-au voie să râdă. Există un cetat celebru din Efrem Sirul, pe care l-am dat și eu aici. Iisus n-a râs niciodată, spune el. Pentru că râsul este începutul nimicirii sufletului. E, asta mă sperie pe mine cel mai tare. Deci, și asta îmi place. Oare, dar oare n-a râs niciodată? E, n-a existat, deci nu știm dacă are. Dar în povestea existenței lui. Da. În felul în care ni-l imaginăm, nu ni-l putem imagina și râzând, fiind bucuros? Transmitând bucurie? Era prea preocupat ca să rămână în istorie așa și să... Au fost prea preocupați cei care au transmis. Dacă a existat, cumva, a fost un predicator apocaliptic. Ori aia n-avea umor. Aia pe care îi vezi pe stradă toți renzoroși și care zic că mâine e sfârșitul lumii, pocăiți-vă, cam asta era el. Când erau pe vremea aia, erau cu sutele. Deci la fiecare colț de stradă era cât un predicator apocaliptic și nu, n-avea umor. Nu. Are dreptate Efrem Sirul în sensul ăsta. Râsul e începutul nimicirii sufletului, așa cum îl văd toate religiile. În momentul în care râsul pătrunde în cetate sau într-o ideologie, o fisurează. Deci exact ca cum se cheamă la barajul ăla care ține apa și în momentul în care apare o fisură, știi că mai devreme sau mai târziu barajul ăla o să se... S-a dovedit științific că și în anumite probleme de sănătate râsul poate să salveze. Râsul în grașă, că de-aia oamenii grași sunt bine. Zic că râd mult. Nu, da, ați văzut că... 43, da, tu ești o excepție despre care nu se știe cum sfidezi legile naturii, dar în general ați văzut că oamenii... Abraham Lincoln a avut observația asta. Așa. El era tot timpul se înconjura de oameni de supraponderal, de grăsuți, de asta, pentru că... Erau joviali și erau optimiști. Da. Nu? Mi se părea că au o privire, el fiind slab, după cum știți, cum zic, da, era aproape cum zic, un schelet, nu? Și foarte înalt și foarte slab, dar el a avut chestia asta, întotdeauna se înconjura de grași. Lincoln, fiind un om cu un umor absolut, în tinerețe spunea bancuri, se aduna lumea prin cătunele pe care umbla, că el a candidat la tot felul de funcții mici prin statele alea, prin Kansas special. Și la toate adunările, toate se lăsa sau cu Lincoln spunând bancuri care de care mai deșucheate și mai docheate și cu asistențe de zeci, chiar sute de oameni care se prăpădeau, cădeau pe jos de râs. Deci, oamenii mari au avut umor.
Da. Dictatorii, criminalii și imbecilii n-au umor. E, Umberto Eco, că tot m-ai întrebat, așa, este un om cu un umor desăvârșit. Desăvârșit. Și tot ce citești de el, cine ia cărțile în serios, înseamnă că nu înțelege demersul lui Eco. Sigur. Tot e o distracție. El și zice că el nu e fascinat de istoria inteligenței umane, ci de istoria prostiei. Și biblioteca lui... Prostia este fascinantă. Fascinantă, da. Inteligența... Da, că de multe ori te întreb până unde poate să meargă. Biblioteca lui gigantică, care a mai apărut pe internet sau mai filmat pe acolo, biblioteca lui imensă, nu? Care e un model pentru biblioteca din numele, din abația, din numele trandafirului, are, în special în manuscrisele vechi, colecționează manuscrise scrise de proști și despre prostii. Deci asta este una dintre, serios, colecția lui cea mai, pentru că prostia e eternă, adică ea a apărut toată cu lumea și se pare că nimic nu s-a schimbat asta. Nu suntem mai inteligenți decât eram acum 2000 de ani. Nici mai proști nu suntem. Dar și Einstein, știi că spunea că există două lucruri nemărginite, universul și prostia omenească, și în legătură cu al doilea, adică cu prostia, n-are convingerea că... Da, asta am făcut-o eu în Testamentul Abraham cu o discuție între Borges și Milo Temeșvar, care e un personaj inventat de Umberto Eco. Și eu totul pun pe Milo Temeșvar să spună despre cărțile mele cât sunt de bune și așa mai departe. Și nu știu câte lume știe că ăla e un personaj inventat chiar de Umberto Eco. Chiar aici, la începutul Testamentului lui Abraham, la mulțumiri, unde sigur mulțumesc oamenilor care m-au sprijinit așa cum e civilizat să faci și cum sper că tot mai mulți autori români să o facă. Scriem așa, sunt convins că de acolo de unde e acum, Milo Temeșvar mă urmărește cu mare interes. Deci e încă o referință culturală și notez aici, spun asta pentru că nimeni nu pare în stare să-l localizeze. Știu doar că întreaga familie Mondadori sau cea mai rămas din ea ar plăti oricât pentru a-i cumpăra cartea despre folosirea oglinzilor în jocul de șah. Acum, că tot suntem la Umberto Eco și la Milo Temeșvar, o să vă povestesc o anecdotă. Eco l-a inventat pe ăsta și a dat un interviu undeva și a zis că a scris o carte teribilă despre folosirea oglinzilor în jocul de șah și bătrânul Mondadori, vă dați seama, marele intelectual, i-a pus pe oamenii lui, directorul și directorul adjunct, să-l identifice pe Milo ăsta de Temeșvar și să-i ofere oricâți bani pentru cartea asta cu folosirea oglinzilor cu jocul de șah. După care Eco a recunoscut că și-a bătut joc de el și s-a supărat un pic cu domnul Mondadori. Dar nu suficient de tare încât să nu-i publice cărțile gigantului ăsta italian, care a fost, cum să zic, o bogăție. Orice a scris, pastile pe care le scrieam la Republica timp de zeci de ani sunt fascinante și au apărut în România majoritatea, sunt un fel de fel de volume. De asta îmi place Umberto Eco, da. Nu e emisiune despre el acum. Nu e emisiune despre el, dar dar editura lui ți-a publicat cartea, nu? Da, asta e o onoare teribilă. Cu 2 ani înainte de a muri, el a plecat de la Mondadori împreună cu directoarea generală de acolo, cu Elisabeta Sgarbi, care e și sora unei dintre cei mai celebri intelectuali italieni, probabil cel mai important critic de artă, Vittorio Sgarbi, și care e și politician un pic sărit de pe fix, cum sunt toți ăștia. Și au înființat alături, Eco, alături de ea și încă vreo 2-3 autori, au înființat o nouă editură care se cheamă La Nave di Teseo, unde s-au propus să publice numai cărți interesante, nu neapărat cărți grele, ci da, cărți care se merită și au avut onoarea ca Elisabeta Sgarbi să aleagă și Biblia pierdută și Testamentul lui Abraham și acum cred că și Minciuna lui Michelangelo să fie publicată de această editură fascinantă La Nave di Teseo, care acum deține drepturile pentru toate, exclusive pentru toate cărțile lui Umberto Eco în Italia. Acum să te întreb, știind că tu ești un om cu umor, că vorbeam despre umor, dar mai în glumă, mai în serios. Sunt oare? Da. Ia să vedem, mai în glumă, mai în serios. Ți s-a propus să intri în politică? Da, de mai multe ori. Și cum i-ai refuzat? N-am refuzat, am pus niște condiții. Ai pus condiții? Da, am pus niște condiții. Pe care nu au putut să le îndeplinească? Nu. Care sunt alea? Ne poți spune? Uite, sunt curioasă. Păi,
Deci ca să intri în politică astăzi trebuie să ai următoarele calități. Așa. Prima, acum, în momentul ăsta, înainte, cu vreo 20 de ani nu era chiar așa, dar în momentul ăsta trebuie să nu te pricepi la nimic altceva. Deci la politică, da. Atunci ai căzut. Păi, a, da, pentru că dacă ești independent și poți să trăiești din lucrurile pe care știi să le faci, nu ai nevoie de ei. Și dacă nu ai nevoie de ei tot timpul, înseamnă că s-ar putea să ții în cap vreo idee de independență și să nu faci ce ți se zice și sub amenințarea că vei fi dat afară. Dacă atunci când ești dat afară redevii muritor de foame cum ai fost înainte, atunci e ok, poți să rămâi acolo. Așa. Al doilea este să fii șantajabil. Trebuie să ai un dosar acolo cu care să te tot asta, să semnezi ceva înainte cu care să te poată amenința. Asta e adevărul. Astea sunt cele două mari calități pe care trebuie să le ai. Sigur, nu ai strica să fii și omul unor servicii secrete, dacă se poate acum. Nu. Voi ar deschide o obligatoriu, dar e un mare. Da, bun, atunci altfel. Sau și mai e o calitate pe care nu am în mod evident, din cauza că am avut ghinion, este că trebuie să fii ruda sau finul cuiva sau nașul cuiva sau... Tot din politică. Zic, da. Ia spune, nu-l bag în următoarea carte. Prestatale. Prestatale. Că tu, că văd că așa de schițat personajul l-ai schițat. Ia spune, nu-l bagi tu pe Charles Baker în politică în viitoarea ta carte? În politica cărei țări, că nu știu. El e în politică, Charles Baker e în politică. Cu asta a început. Charles Baker a fost șeful campaniei electorale pentru Barack Obama. Da, mai politică decât asta, ce să fie. Da, nu, în sensul în care obține el o funccție pentru el. Păi nu vrea, pentru că în testamentul lui Abraham, când e invitat de către Obama să vină să-l ajute pentru încă o campanie electorală, chiar îi spune președintelui, domnule, mă pot împăca cu toate, dar nu cu hainele de pinguin pe care trebuie să le port tot timpul. Altfel. Trebuie să candideze el undeva, să fie nu el. Nu poate să candideze, că nu poate să mintă Charles Baker, nu-i mincinos. Adică, în sensul că poate să mintă ca să joace, dar pentru că Eco zice, dacă ceva nu poate fi folosit pentru a minți, nu poate fi folosit nici pentru a spune adevărul. Dar nu poate să mintă alegătorii în față. Ori calitatea principală a politicianului modern este să mintă de îngheață apele. Asta e. Da, deci nu o să intri în politică. Cine? Eco? Nu, sau Charles Baker nu o să intre. Nu, tu. Eu nu pot. Eu aș intra cu drag. Aș intra cu drag, dar mă dau afară după 5 minute. Am făcut niște campanii electorale prin... Da? Prin 99-2000 am făcut... Pentru cine? Nu pot să zic, n-are rost, nu contează. Am făcut niște campanii locale pentru niște persoane, le-am ajutat... Au câștigat? Campanii locale. 2 da, 1 nu, da. Dar... Au fost deschiși la cap că m-au angajat pe mine, dar... Ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Da, de atunci mi-a plăcut, da. Eu am făcut și un doctorat în campanii electorale, pe bune, nu falsificat, ci nu la institute din astea militarizate cu pline de analfabet, și la universitate serioasă, și sunt doctor în managementul campaniilor electorale. Da. Deci mi-a plăcut. Ca și Charles Baker, de altfel. Aș vrea să mai semnezi multe cărți și lumea să citească Minciuna lui Michelangelo în așteptarea următoarei tale cărți. Na, hai să încheiem într-o notă optimistă. Așa. Mesajul final îți aparține, pentru că cred că deja trebuie să ne apropiem de finalul discuției noastre. Gata, asta e tot? Da. E frumos, se termină, da. Păi, mesajul final e, luați Minciuna lui Michelangelo, se vinde o carte la fiecare minut deja de o lună. Wow! Plus recomandă, da. Wow, se vinde o carte, da. Deja reacțiile le puteți vedea pe Goodreads, pe Facebook, ale miilor de cititori dintre cei care au cumpărat-o, miile care au citit-o, sunt absolut excepționale. Lumea se bucură foarte tare, se pare că e ca ce care... N-am reușit nici măcar să strânesc polemica pe care am vrut să o strânesc despre creștinism. Încă nu m-a atacat nimeni. Aștept și eu în altă față bisericească să mă atace, pentru că din orice conflict se vând mai multe cărți. Absolut. Te nasc idei și se vând mai multe cărți. Așa că luați un ceamnă de la Michelangelo și atenție că la anul sau peste un an jumate vine și partea a doua, Minciuna lui Michelangelo, Profeți și Sibile. Asta e Catedrala în frate.
Profet și Sibila. Igor Bergler, îți mulțumesc din suflet pentru discuția de astăzi, de aici, de la Elephant Fest. Mulțumesc Editurii Litera că ne-a permis să avem această discuție și, ce să zic, la cât mai multe minciuni în bibliotecile celor care ne urmăresc și care aud că a avut loc discuția asta și altele, pentru că merită toată lumea să ajungă. Eu vă mulțumesc și editorii mele, Litera, nu e a mea, în sensul că e proprietatea mea, dar editura la care am acum toate cărțile și Biblia Pierdută a ajuns în sfârșit la Litera și într-o ediție nouă foarte frumoasă, o găsiți acum, un pic mai mare decât cea de la a doua de la Rau, pentru care lumea mă tot certa, scoate ediția mai mare, iată, a ieșit, deci puteți găsi la Litera toate cărțile, Biblia Pierdută, Testamentul lui Abraham, 6 povești cu draci și acum Minciuna lui Michelangelo, Catedrala în Fratele, adică volumul 1. Mulțumesc, Lavinia, ca de obicei. Mulțumesc. Orice conversație cu tine e o încântare. Am mai stat aici încă 2 zile, dacă am putea. Mulțumesc frumos. Mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați urmărit aici la Elephant Fest. Să ne revedem cu bine și în alte locuri.